astăzi cu o ocazie foarte specială pentru toate doamnele și domnișoarele, pentru mamele care ne-au îndrumat prin pași în viață, care ne-au dat în primul rând viață, cele care ne-au ferit de rău, apă, de foc, cele care ne-au grijă până la sfârșitul vieții lor și doamne, bunicile, pentru că și ele vor fi cântate astăzi de către copilașii noștri, bunicile care nu au nimic pe lume mai scump decât pe nepoții lor, pe care abia așteaptă să-i strângă în brațe atunci când se nasc și să-i țină pe lângă ele, să-i învețe lucruri frumoase și înțelepte, așa cum fac toți bunicii. Așadar, la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, să fiți frumoase ca primăvara și vesele, să aveți parte de lucruri minunate, să vă iubească Dumnezeu și cei dragi, să fiți plăcute și iubite fiecare dintre dumneavoastră din toată lumea, iar acasă să vă răsfețe soții cele care vă aveți. La mulți ani așadar și dăm drumul spectacolului nostru. Sărbătorim, adică prin cântec și joc, 1 martie, prima zi a lui joc, cu Maria Ștefan pentru început, cu o minunată poezie despre mama. Să aplaudăm, mulțumesc!
continuare l'invito în fața dumneavoastră pe o altă frecuță minunată care se află la noi aici, la Casa de Cultură și învață lucruri frumoase de ceva vreme, adică ea chiar are vechime, se numește Andra Jenner și am să vă rog să o aplaudați. Și continuăm cu aplauzele pentru că s-a schimbat un pic, s-au schimbat un pic lucrurile. Andreea Oprică! Și când spune Oprică, ia să vedem ce ne spune Andreea minunată. Însă am rugămintea să o încurajăm împreună cu aplauze de Cati Pahonțu. Este din Castelul și ne cântă Când voi crește mare. Mare.
Thank you.
frumoși și foarte talentați. Noi așa că talentați maxim, adică sunteți de acord cu mine. Încă o dată se aplaudă! Mulțumesc, iubită mamă, steaua mea din zori de zi. Fără tine mi-este teamă că planeta s-ar răci. Iată doar câteva versuri din cântecul ce va fi interpretat astăzi de către Andrei Cârlan. Să primim și el de asemenea cu aplauze. Lasă inima să doneze
câțiva bănuți pentru micuțul Alexandru Maldan, de care știe toată lumea este bolnav de leucemie și pe care încercăm cu toții să-l ajutăm. Vă mulțumim, aici. Și din nou vă invit în fața dumneavoastră pe frumoșii dansatori, pescăruși, de asemenea sub coreografia doamnei Gina Tătaru. Să aplaudăm!
astăzi are cui să spună mama este pentru că acolo sus are o stea norocoasă, un înger păzitor foarte puternic, care i-a permis să spună cu dragoste mama unei persoane care chiar o merită din suflet. Este vorba despre Ramona Popa, pe care veniți o aplaudăm împreună cu melodia Măicuța mea. Thank you.
în continuare o ascultăm cântând tot pe o mai veche cunoștință noastră, se numește Andra Jeller și din nou o aplaudăm și pe ea, pentru că tot pentru mamele și surorile și bunicile noastre. Eda și Antonia. Haideți, copii, să-i ascultăm cu această melodie minunată. Mama mea e cea mai bună. Aplauze pentru ele.
copil și o domnișorică, căci e destul de măricică așa și are ștate mic la noi, se numește Daria Pelca, deja foarte premiată, a adus cântecele noastre de parte chiar peste votare, așa că îi urăm și ei succes și vă invit să o ascultăm împreună. Melodia My Heart Will Go On și sper să vă ajungă la suflete. Thank you.
puțină îndurare în zonă, așa cum ne-au obișnuit Daria, fiind un copil foarte, foarte talentat. Și cred că vrea să spună ceva, să-i dăm voie. Vreau să vă doresc o primăvară minunată. Așa cum o să dăm și părinților și mamei și părinților, celor care te-au educat frumos. Așa cum toți copiii de la noi aici, de la Casa de Cultură, sunt foarte educați și foarte sensibili. Ați avut ocazia deja să vă convingeți, ascultându-i astăzi cu cântecelele lor. Și vin din nou în casa dumneavoastră, cu ultima lor prestație astăzi, Pescărușii, cu un dans disco spaniol. Se aplaudă! Dragi părinți, nu vă cunosc astăzi. Voi mă cunoașteți când eram, când fost tineră, cum zice, cu Teatru Fantazia. Vă salută Teatru Fantazia, aici veneam, făceam spectacol la voi, era super. Și vreau să vă spun, chiar dacă lipsesc multe din fete, nu o să se vadă, o să vedeți ce profesioniste sunt. Într-o lună am făcut magie. Fetelor, forță! Mulțumim și noi, v-am mulțumit pe care, pentru experiența dumneavoastră ei, de a face din acești copii mari artiști, că mâine voi ne vor fi mari artiști. Se urmărim! No.
Minunat copii adună aici, nu-i așa? Că sunteți de acord cu mine. O pauză, pentru că merită un timp. Că am norocul
fii tu mama mea, zâmbești. Și Doamne, cât îmi place, stai lângă mine, mamă, și spune-mi ce mai faci. Zâmbești. Și Doamne, cât îmi place, stai lângă mine, mamă, și spune-mi ce mai faci. Mă rog.
Ia să vedem cine vine. Florentina Bălan cu o melodie de muzică populară pentru că a sosit rândul și al folclorului. Să rămână mamă dragă! Thank you.
mai spune un alt măguraș de primăvară. Izabela Ogureanu se numește. Mama e un înger sau o stea? Pentru toți, mama e un înger, sunt convinsă de asta. Și veni să ascultăm și acest minunat cânt de cer, Izabela Ogureanu. Aplauze și pentru ea!
Yeah.
avem copii minunați aici. Bravo, fetelor! Care meritau. În speranța că am reușit să strecurăm un pic de primăvară în sufletele dumneavoastră, că am fost mai aproape aducându-vă aceste minunate flori pe care vi le-am dăruit din suflet astăzi, în prima zi de primăvară, în prima zi a lunii Mărțișor. Noi vă spunem la revedere, vă spunem pe curând, pentru că în ziua de 8 martie vom avea un minunat spectacol, chiar un pic mai lung, și sperăm că răbdarea dumneavoastră va face să stați cu toții aici pe scaune, să ne urmăriți până la final, pentru că avem copii minunați, pentru că știți ce ați crescut, pentru că știm ce am reușit să educăm aici. Și vă ocupăm și vă iubim, nu uitați, vă dorim o primăvară frumoasă. Doamnelor și domnișoarelor, să fiți iubite și frumoase și vesele și să vă dea Dumnezeu tot ce e mai frumos, nu numai în primăvara asta, în toate primăvările vieții dumneavoastră. La mulți ani!